Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Buzău au precizat că faptele de criminalitate sesizată la nivelul primului semestru din acest an au scăzut în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, privind cu atenție, se constată că faptele de criminalitate contra persoanei au cunoscut o ușoară creștere. Criminalitatea contra persoanei a crescut față de anul 2020 cu 6 fapte. În schimb, infracțiunile de loviri sau alte violențe au scăzut cu circa 13%. Creșteri majore au fost constatate și în ceea ce privește comiterea infracțiunilor stradale. Și aici ne referim la loviri, distrugeri sau alte fapte similare. Oamenii legii sunt de părere că cifrele sunt ridicate ca urmare a introducerii unor noi tipuri de infracțiuni în gama criminalității stradale. În ceea ce privește criminalitatea stradală, aceasta a crescut cu 443 de fapte față de anul precedent. Însă această creștere numerică pare foarte mare, este generată de schimbarea de la începutul acestui an a modalității de codificare a infracțiunilor stradale. Menționez faptul că inițial a fost un număr redus de infracțiuni considerate sau catalogate de noi ca și stradale. De la începutul acestui an, numărul acestora a crescut, fiind incluse gen lovire sau alte violențe, încărierea, distrugerea, care anterior nu erau. Chiar și așa, trendul infracțiunilor săvârșite în stradă este crescător. Tot în creștere sunt și infracțiunile de mare violență. Față de indicatorii noi introduși în această perioadă, criminalitatea stradală are totuși o creștere cu doar 27 de fapte față de perioada anului trecut. Ar trebui ținut totuși cont de faptul că anul trecut, o perioadă mare de timp, au fost foarte multe restricții de circulație în spațiul public. În ceea ce privește infracționalitatea de mare violență, în primul semestru s-au înregistrat creșteri minore cu 4 fapte la viol și cu 5 fapte la tâlhărie, în timp ce celelalte infracțiuni din această categorie s-au menținut la nivelul din primul semestru anul trecut, fie au înregistrat scăderi. Deficitul de polițiști, lipsa dotărilor și o necorelare a legislației cu actuala situație din stradă sunt de vină de creșterea numărului de infracțiuni, sunt de părere sindicaliștii din poliție. Dacă nu se vor lua măsuri de urgență, această criminalitate va crește în continuare. Măsuri, în primul rând, de reducerea deficitului, de dotare a polițiștilor, și de schimbarea legislației, de adaptare la condițiile de astăzi, pentru că v-am zis, sunt legi care sunt depășite. Unul dintre evenimentele cu o încărcătură ridicată de violență s-a petrecut luna trecută în județul Buzău, atunci când un bărbat a fost agresat, iar mașina i-a fost vandalizată de mai mulți indivizi în prezența polițiștilor. Domnul polițist! Domnul polițist! Domnul polițist! Poliția! Ia uitați! Ia uitați!